vulpea și țapul. Într-una din zile, vulpea se plimba însetată pe câmp în căutare de apă. Găsi într-un târziu o fântână care avea apă numai pe fundul ei. Vulpea se uită ce fel de fântână era. Avea două găleți. În timp ce găleata plină urca, cea goală cobora, după care cea goală se umplea și urca, iar cealaltă golită cobora în locul ei. Și așa mai departe. Vulpea se sui într-una din găleți care, sub greutatea vulpii, se lăsă repede la fund. Într-o clipă, ajunse la fundul fântânii și își astâmpără setea. Dar acum problema era cum să urce înapoi. Se gândi ea că trebuie să treacă cineva pe acolo pe care să-l convingă să o scoată din fântână. Așa se și întâmplă. Un țap veni și el la fântână în căutare de apă. Vulpea îi explică cum funcționează fântâna, iar la sfârșit spuse: urcă-te în găleată, tu cobori, iar eu urc. Bine, dar după ce beau și eu apă, cum voi ieși din fântână? Întrebă celălalt. Asta este și mai ușor, tu urci și eu cobor. Țapul se sui în găleată și într-o clipă ajunse jos, iar vulpea ajunse sus. De îndată ce ajunse sus, aceasta ieși din găleată și dădu să plece. Așteaptă, strigă țapul, mi-ai promis că mă ajuți să urc înapoi și eu. N-am promis eu așa ceva, spuse vulpea. Eu nu mai am pomenit despre asta. Acum așteaptă răbdător, că precis va trece cineva însetat pe aici. Și vulpea cea șirată își văzu mai departe de drumul ei.